Să citim două versete din Evanghelia după Matei, capitolul 7, versetul 13 și 14. Intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află. Amin. Se pot ocupa locurile. Mă gândeam, printre altele, am putea spune și noi, cum au spus și ucenicii: Doamne, este bine că suntem aici. Dacă numai pentru cântările care s-au cântat și rugăciunile care s-au înălțat, și-ar fi suficient. Sigur, Domnul este Cel care încă are în plan să se ocupe de noi, să ne cerceteze. Este Cel ce are gânduri bune pentru noi. Eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, pentru că vreau să vă dau un viitor și o nădejde. Viitorul e în mâna Domnului. Să știți că nu America dă viitorul, sau o altă țară, sau un loc de muncă nemaipomenit. Viitorul este în mâna lui Dumnezeu. Spune aici, în Luca, capitolul 10, versetul 22, toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu și nimeni nu știe cine este Fiul afară de Tatăl, nici cine este Tatăl afară de Fiul și acela căruia vrea Fiul să îl descopere. Unul din motivele, în virtutea planului pe care Dumnezeu l-a avut pentru noi, a fost să ne-l descopere pe Tatăl, Domnul Iisus. Nu era o altă modalitate. Dacă era o alta, o folosea Cel Preanalt. Dar în planul Lui, în organigrama Lui, că mă gândeam aici la lucrarea aceasta frumoasă pe care a făcut-o, într-adevăr, e prima dată de când am pășit în acest locaș. În celălalt am mai fost, dar aici nu. Într-adevăr, este o lucrare deosebită. Și mă gândeam, printre altele, vedeți, când e vorba de misiune, de lucrarea Lui Dumnezeu, trebuie câteva lucruri, cel puțin trei. Pentru misiune trebuie pasiune, trebuie viziune și trebuie susținere financiară. Toate cele trei sunt foarte importante. Viziune, și mă gândeam aici, fratele Cristi, cred că a avut viziunea. Vedeți, când cineva pornește o lucrare, o vede și cum este terminată, încheiată. Nu toți o văd. Pasiune, trebuie să ai și pasiune, dăruire, dar și susținere financiară. Mă gândeam când a făcut fratele Cristi aici apel, cea mai frumoasă investiție și mai înaltă și mai bună este în lucrarea lui Dumnezeu. Cu ce dăm pentru El ne întâlnim dincolo. Celelalte toate vizează viața asta scurtă și trecătoare. De aceea dorim, Doamne, binecuvântă-ne în continuare. Dar m-am gândit la Dumnezeu, cât de mare este El. Am putea parafraza Dumnezeu cea mai mare pasiune, dar înainte de pasiune, cea mai mare viziune o a avut-o pentru mântuirea omului. În organigrama Lui, în planul de mântuire, ne-a conceput și pe noi, dar nu numai atât. El vede și finalul istoriei. Viziunea pe care o are, nu e o acțiune care să le apre în surprindere pe Cel Preanalt. El nu e surprins de nimic. Toate evenimentele sunt în mâna Lui. Totul este sub controlul Lui. Și finalul istoriei omenirii și apoi veșnicia. Nici nu ne imaginăm ce este acolo. Dar mă gândeam aici, în această zi, printre altele, zice Domnul Iisus într-o împrejurare: feriți-vă să nu defăimați nici măcar pe unul din acești micuți ai mei, căci vă spun că îngerii lor, la plural, văd pururea fața Tatălui meu care este în ceruri. Aia înseamnă, după spusele Domnului, cel puțin doi îngeri au fiecare dintre noi, fiecare dintre noi avem doi îngeri, cel puțin, care tot timpul sunt cu noi, noi nu realizăm, nu-i vedem. Dar câți îngeri sunt aici? Îngerii lui Dumnezeu doresc să privească la lucrarea care se desfășoare în virtutea viziunii, dar apoi Dumnezeu a avut pasiune și atâta dragoste pentru omenirea aceasta. Dar apoi, sigur, El n-are nevoie de susținere financiară ca și noi. Noi avem nevoie și Dumnezeu, sigur, deschide uși. Și Dumnezeu întotdeauna pune în inima omului și în inima unora care se dăruiesc pentru lucrarea Domnului. Dumnezeu este stăpânul și în mâna Lui sunt toate, nu-i nimic prea mult pentru El. El pe toate le poate realiza.
De aceea dorim, Doamne, rămâi cu noi în continuare în drumul vieții noastre. Îmi place foarte mult ce spune Domnul Iisus printre altele. Citim aici în Luca 13, spune printre altele în virtutea planului pe care Domnul l-a avut. El a avut viziunea, pasiunea pentru lucrarea lui, pentru biserica lui. Spune Biblia că în el sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Întreaga plinătatea dumnezeirii locuiește în el, trupește, în Domnul Iisus. Și aici spune în versetul 22 din capitolul 13 din Luca, Iisus umbla prin cetăți și prin sate, învățând pe norod și călătorind spre Ierusalim. El a avut o țintă când a venit, Ierusalimul. Știa acolo că l-așteaptă Golgota, toată lucrarea Domnului a fost încununată acolo pe cruce. Pe cruce a fost încununată toată lucrarea Domnului. În momentul în care el și-a dat sângele pentru biserica lui, pentru aleșii lui. Tot aici, în Luca, ne spune în capitolul 9, versetul 51, când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat la cer, Iisus și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. El nu știu ce l-așteaptă la Ierusalim. El știa că, el le-a spus ucenicilor, eu pentru asta am venit. El nu încerca să se eschiveze. Tot planul lui Dumnezeu s-a derulat într-un mod perfect, s-a desfășurat, s-a consumat. Domnul nu a lăsat nimic neîmplinit. Spune tot aici în Luca, în capitolul 17, același lucru îl consemnează cuvântul Domnului. Versetul 11, Iisus mergea spre Ierusalim și a trecut printre Samaria și Galileea. Și noi mergem, e foarte important însă să nu pierdem ținta, nu America e ținta. Foarte important, pentru ce am venit în America? Pentru viața aceasta, dar în viața aceasta să mă pregătesc pentru adevărata viață. Ținta mea este cerul, este veșnicia. De aceea noi trebuie să ne uităm tot timpul, uitați-vă țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței voastre, adică la Iisus. El este ținta noastră. Mă gândeam când era provocarea și se cânta aici așa de frumos. Toți trebuie să cântăm, știți? Pentru cântare două cerințe sunt în Biblie. Zice, cel cu inima bună să cânte cântări de laudă. Și apoi încă o cerință. Cel cu inima neprihănită, bine ieșa de cântarea de laudă, pe buzele celui neprihănit. Pe buzele celui neprihănit. O a treia condiție nu o găsim. Dacă ai și voce, e nemaipomenit. E un dar pe care Domnul îl dă. Dar astea două condiții, toți trebuie să le îndeplinim. De aceea noi trebuie să cântăm cântări de laudă, nu numai aici, în casa Domnului și acasă. Tot timpul să lăudăm, să-L binecuvântăm. Viața omului, el trebuie să se simtă bine în prezența lui, să laude pe Dumnezeu. Tot timpul în elementul în care se simte bine. Este această atmosferă cerească. E bine, Doamne, să fim aici. Intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Cine este această poartă? Care e poarta? Ușa, dacă vreți. Ușa, noi știm, este Domnul Iisus. Zice Biblia printre altele, zice, El este un foc mistuitor, Dumnezeu, un foc mistuitor, flăcări veșnice. Noi nici nu ne imaginăm, de Dumnezeu nu ne putem noi apropia. Zice în Ieremia, foarte frumos, cine ar îndrăzni să se apropie de capul lui, de mine, zice Domnul Dumnezeu. Ne-ar topi într-o clipă. De aceea Dumnezeu a găsit această filieră, modalitate, prin Domnul Iisus, să-și împlinească planul lui. Știți ce a spus Domnul Iisus printre altele? De aceea vă spun că împărăția cerurilor va fi luată de la voi, de la poporul lui Israel. Și va fi dată unui neam care va duce roadele cuvenite la vremea potrivită, biserica. Ne-a avut în vedere pe noi. Ce frumos! Intrați pe poarta cea strâmtă, să nu uităm, poarta strâmtă este Domnul Iisus. Uitați ce spune aici, sigur, foarte multe texte, dar doar câteva să le amintim. În cartea Efesenilor, spune aici omului Dumnezeu Pavel, el se ocupă de biserică. Știți că el spune la un moment dat, zice, după Evanghelia mea Dumnezeu va judeca lucrurile ascunse ale oamenilor. Nu că ar fi o a cincea Evanghelie, dar epistolele lui formează învățătura cu privire la biserică. Cum să trăiască, cum să umblăm. Și în final, după această Evanghelie, standardul, dacă vreți, sau dreptarul învățăturilor sănătoase, le avem în mod special în aceste epistole. Spune aici în Efeseni, uitați ce frumos spune, în versetul
18 din capitolul 2. Căci prin El, prin Domnul Iisus și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un Duh. Noi avem intrare slobodă la Tatăl, ne rugăm în rugăciuni și rugăciunea noastră ajunge la Cel Preanalt, prin Domnul Iisus, datorită Lui. Tot aici spune în versetul 13, dar acum în Hristos Iisus voi, care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele Lui Hristos, prin jertfa Lui din Golgota, noi am fost apropiați. Asta nu e ceva imaginar ce citim noi, e o realitate. Domnul Iisus nu e o persoană imaginară, El e o persoană reală și El promite că este cu noi întotdeauna. Credeți că El este prezent aici în adunare? El este prezent, dar nu numai atâta, înregistrează gândurile pe care le avem noi. Îmi place să amintesc și aici, știți ce spune acolo în cartea Maliahilor, în Maliahii, în capitolul 2? Spune, Domnul a fost martor între tine și nevastă ta din tinerețea ta, căreia acum nu ești credincios. Din tinerețe, El a fost martor, vorbele, gândurile, acțiunile. Și acolo de aia spune în continuare, mai departe, până unde merge acest Dumnezeu mare și atotputernic. Zice, luați dar seama în mintea voastră și niciunul să nu fie necredincios nevestei lui din tinerețe. Deci fiecare să fie credincios la nivelul gândurilor. Noi putem uneori să fim duplicitari și la nivelul gândurilor. Și cel de lângă mine, partenerul, să nu cunoască niciodată acest lucru. Dar Dumnezeu îl cunoaște, El îl vede. Ce frumos! Pentru unii, zice Biblia, până și gândurile și cugeturile sunt spurcate. Deci noi trebuie ființa, de aia a venit Domnul Iisus, să intrăm pe poarta strâmtă prin El. Prin El ne putem apropia de Cel Preanalt. Prin El noi putem să Îl binecuvântăm pe Tatăl și rugăciunile noastre sunt ascultate. Totul este prin El. Nimic fără El nu-i posibil, totul este prin El. Spune aici în Ioan, în capitolul 10, foarte frumos, Eu sunt ușa, dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit. Va intra și va găsi pășune. Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Deci să nu uităm, prin Domnul Iisus noi intrăm în legătură directă cu Cel Preanalt, cu Tatăl. Avem acces la El, El ne ascultă, El ne binecuvintează și El este cu noi. Acum, în general, mai ales când e vorba de cina Domnului, e vorba și de cercetare. Trebuie să văd, Doamne, am intrat pe poarta strâmtă, calea este tot El, Eu sunt calea, adevărul și viața. Acum noi putem, vedeți, la cina Domnului, în mod special, fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși, și așa să se apropie și așa să mănânce. Uitați ce spune de bună oară în Proverbe, în capitolul 16. Spune aici, versetul 2, toate căile omului sunt curate în ochii lui, în ochii tăi. Ai impresia că ești curat, dar cel ce cercetează duhurile este Domnul. El le cercetează, dar trebuie să mă cercetez și eu. Toate căile omului, toți avem impresia că totul e în ordine, dar trebuie întotdeauna să fiu racordat la cuvânt. Spune aici, tot în Proverbe 16, versetul 25, multe căi se par bune omului, dar la urmă duc la moarte, când nu mai poți să faci nimic. Pentru noi nu-i târziu. Suntem la cina Domnului și acum, printre altele, este un cel mai bun prilej de verificare, de cercetare. Fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși. Știți ce spune Biblia? Că cine se apropie și nu-i atent și nu se verifică, nu se cercetează, zice, din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși, bolnavi și nu puțin dorm, spiritual. Uneori chiar și fizic, dar în mod special se referă la partea spirituală. De aceea, în această zi, vrem să ne cercetăm. Uitați ce spune în Psalmul 139, spune versetul 23 și 24, cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaștem inima, încearcă-mă și cunoaștem gândurile. Versetul 24, vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Cum s-ar putea să fiu pe o cale rea și să nu știu? Da, s-ar putea. Și omul lui Dumnezeu aici, David, el este sincer, se roagă, cercetează-mă, Dumnezeule, dincolo de mine, cercetează-mă Tu. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Vezi dacă cumva sunt greșit, dacă ceva nu e în ordine și reglează-le ca totul să funcționeze normal în viața mea spirituală.
Vreau în continuare să amintesc ceva vis-a-vis de această poartă strâmtă, de această cale îngustă. Și un prim gând pe care vreau să-l amintesc, de ce îi spune poartă strâmtă, cale îngustă? Încă o dată, Domnul Iisus este poarta strâmtă, calea îngustă. În primul rând, pentru că în împărăție intrăm prin multe necazuri. Domnul nu ne promite aici că totul va fi la superlativ. Când vom fi sănătoși toată viața, vom avea financiar, material, profesional, familial, totul va fi o împlinire. Domnul nu promite așa ceva. Domnul ne promite însă că în încercări și în probleme este cu noi. Domnul spune printre altele, cum a fost El în viața aceasta, așa suntem și noi. Și El a fost încercat. El a fost probat și la toate probele El a ieșit biruitor. Îi spune cale îngustă, poartă strâmtă, pentru că în împărăție intrăm prin multe necazuri. Apoi îi spune poartă strâmtă, cale îngustă, pentru că intrarea prin pocăință, prin credință, prin sfințenie, niciodată n-au fost la modă. Numai să-i spui omului de pocăință că are o repulsie. Oamenii din afară au repulsie de termenul acesta. Pocăința e un lucru mare, e o mare binecuvântare. Auziți numai ce spune vis-a-vis de pocăință, în Fapte, capitolul 11, versetul 17 și 18. Deci dacă Dumnezeu le-a dat același dar ca și nouă, cine care am crezut în Domnul Iisus, cine eram eu să mă împotrivesc lui Dumnezeu? După ce au auzit aceste lucruri, s-au potolit, au slăvit pe Dumnezeu și au zis, Dumnezeu a dat deci neamurilor pocăința ca să aibă viață. Fără pocăință nu există viață. Nu există viață spirituală, în primul rând. Dar apoi pocăința, sigur, chiar din punct de vedere trupesc, le reglează pe toate celelalte. Pocăința e un lucru mare. Dumnezeu a dat, auziți și ne dă, direct Dumnezeu. Știți ce a spus Domnul Iisus? În Evanghelia după Ioan, capitolul 6, nimeni nu poate veni la mine dacă nu este atras de Tatăl. Tatăl mai întâi este Cel ce ne atrage. El vede înăuntru nostru dorința, îl căutăm, zice, bâșbâin, măcar că nu este departe de fiecare dintre noi, dar El vede dorința și apoi El ne trage, ce tainică e lucrarea aceasta a pocăinței. Știți că Pavel a vrut să pocăiască pe cei care îi aparțineau din familia lui mare, căci aproape că doresc eu însuși să fiu anatema, despărțit de Hristos, despărțit de frații mei, de rudele mele trupești, dar nu a putut să mântuiască pe nimeni. La nimeni nu poți să dai pocăința adevărată, reală. Sigur, există și o falsă pocăință, dar noi vorbim de cea reală, de cea adevărată. De aceea îi mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dat această sfântă pocăință. Întrebarea este aici la dumneavoastră, mai încape încă pocăința? Mai avem nevoie de ea? Toată viața rămâne cu un caracter permanent, un prezentul continuu. Tot timpul trebuie să mă pocăiesc. Când vorbește bisericilor din Apocalipsa, Domnul acolo, vedeți cum, ce minunat este Dumnezeu, ce desăvârșit. El la cei bine nu spune că este rău. El în general când ne vorbește, chiar printr-un mesaj și prin mesajul Evangheliei și printr-o prorocie sau sub o altă formă, Domnul întotdeauna vine la punctul sensibil pe care l-am, la greșeala care o am. Și El vine și îmi spune, uite acolo ești greșit. Avem noi, suntem desăvârșiți? Nu, nici pe departe. Dacă am fi desăvârșiți, n-am mai fi aici. Am fi sus. A, nu suntem. Și aici Domnul vrea să ne desăvârșească. Aici intrăm pe poarta strâmtă, pe calea îngustă, nu atunci când ajungem în împărăție. Va fi doar o continuitate și vom fi la o scară maximă când vom trece în veșnicie. Dar de aici noi intrăm. Tot vis-a-vis de această cale îngustă, de această pocăință, uitați ce spune Apostolul Pavel, vorbește lui Timotei. În 2 Timotei, în capitolul 2, spune aici, printre altele, și robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduință răbdătoare. Zice să îndrepte cu blândețe pe potrivnici, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința ca să ajungă la cunoștința adevărului. Ca să poți citi Biblia și să nu o distorsionezi, să o interpretezi greșit, ai nevoie de pocăință. Dacă nu o citești, nu o înțelegi. Dacă nu îi dai o direcție greșită, păi la ora ca și acum, niciodată, atâtea interpretări. Numai o apropiere sinceră de Dumnezeu cu pocăință, Dumnezeu dă lumină, cunoștința adevărului. Așa ne spune și în capitolul 4,
în versetul 3 și versetul 4. Și apoi tot aici vorbește vis-a-vis de această pocăință foarte frumos. În Faptele Apostolilor, citim aici în capitolul 2 și capitolul 3. Zice, pocăiți-vă, dar și întoarceți-vă, auziți ce-i pocăința, întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă pe de-o parte păcatele, iar pe de altă parte să vină de la Domnul vremurile de înviorare și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos. În capitolul 2 este o reluare și spune aici versetul 38, pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Duhului Sfânt. Deci să nu uităm, în împărăție intrăm prin multe necazuri, în împărăție intrăm prin pocăință, credință, sfințenie, care niciodată nu a fost la modă. De-aia îi spune cale îngustă, de-aia îi spune poartă strâmtă. Un al treilea lucru, îi spune poartă strâmtă, cale îngustă, pentru că turma bunului păstor niciodată nu a fost mare. Bucură-te, turmă mică, că tatăl tău îți dă cu bucurie împărăția, nu a fost mare. Dar știți că ucenicii au întrebat și ei, Doamne, mulți sunt cei care sunt pe calea mântuirii, care au intrat pe poarta strâmtă. Auziți numai ce în Evanghelia după Luca, în capitolul 13, care este răspunsul pe care îl dă Domnul Iisus? Iisus umbla prin cetăți și prin sate, învățând pe noroc și călătorind spre Ierusalim. Cineva i-a zis, Doamne, oare puțin sunt cei ce sunt pe calea mântuirii? El a răspuns, nevoiți-vă să intrați pe ușa cea strâmtă, nevoiți-vă, dați-vă și voi toate silințele, să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, înfrânarea, răbdarea, evlavia, dragostea de frați, iar cu dragostea de frați iubirea de toți oamenii. Că cine are din belșug aceste lucruri în el, nu este orb, nu umblă cu ochii închiși, dar cine nu le are este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. Strâmtă, că vă spun că mulți vor căuta în ziua aceea să intre și nu vor putea. Dar pentru noi ne bucurăm, Doamne, te binecuvântăm că suntem sănătoși, suntem în casa Ta și avem această oportunitate, privilegiu de a ne apropia de Tine. Turma bunului păstor întotdeauna a fost mică. Apoi un al patrulea lucru, de ce îi spune ușa strâmtă, cale îngustă? Pentru că nu poți să intri oricum, cu poveri nu poți să intri. Știi ce spune Luca, capitolul 14? Zice, cine nu se leapădă de tot ce are, nu poate să fie ucenicul meu. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, Luca, Matei 16, să-și ia crucea, spune în Marcu, în fiecare zi, și să mă urmeze. Cine vrea să scape viața, viața asta, să-și o menajeze, să-și o păstreze, să o ducă bine, o va pierde pe cealaltă. Iar cine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. O va câștiga pe cealaltă. Și aici Dumnezeu este Cel ce-ți poartă de grijă. Încă o dată să nu uităm, nu poți oricum. Trebuie să poverile, orice povară să fie lăsată jos. Apoi un alt lucru, de ce îi spune ușa strâmtă, cale îngustă, în a cincilea rând, pentru că este incomodă pentru fire, nu izbește privirile, este neînțeleasă. Pentru cei din afară este neînțeleasă, uneori mai sunt și înăuntru, în biserică, persoane care nu înțeleg. Nu înțeleg și, sigur, uneori, poate chiar din partea celor mai apropiați, să ai ostilități și anumite stări tensionate. Spune aici în Proverbe, în capitolul 5, vis-a-vis de această idee, versetul 12, cum am putut să urăsc certarea și cum a disprețuit inima mea mustrarea? Cum am putut să n-ascult glasul învățătorilor mei și să nu iau aminte la cei ce mă învățau? Cât pe ce să mă nenorocesc de tot în mijlocul poporului și al adunării? Mă, noi să am intrat pe ușa aceasta a bisericii. Dar dincolo de ușa aceasta care se vede aici, toți sunt chemați. Dar alegerea încă nu s-a făcut, să știți. Dacă ne luptăm, vom fi și aleși. Domnul însă este Cel ce face alegerea. Întăriți-vă dar chemarea și alegerea voastră, căci în chipul acesta nu veți aluneca niciodată. Deci chiar aici, cine nu este sincer și cine nu încearcă să-L slujească pe Domnul, nu ca să pozeze, să arate altora, să vadă cel de lângă mine, ci dincolo de toți ne vede Domnul întotdeauna.
Suntem transparenți înaintea Lui. El ne cunoaște gândurile, ne cunoaște tot ce facem noi, vorbirea și așa mai departe. Totul este încondeiat, totul este consemnat de El. De aceea eu doresc în această zi, Doamne, binecuvântă Biserica Elim, familiile noastre, Doamne, vrem să ne apropiem de Tine, dar ajută-mă să mă cercetez, nu-i târziu. Constat ceva și e suficient. Doar nu am fi și noi orbi, ori spus cei din vremea Domnului Iisus. Tocmai pentru că ziceți, vedem, păcatul vostru rămâne. Cine știe să facă binele și nu-l face, spune Iacov, săvârșește, prin definiție, un păcat. Deci păcat prin omitere, păcat prin comitere. Știu să-l fac, dar nu-l fac, trebuie să-l fac. Astăzi am auzit, mă cercetez pe mine, nu pe frații din jur. Am primit viața de la Domnul. Viața spirituală, El mi-a dat-o. Dar acum viața asta trebuie să fie întreținută. Cum o întrețin? Prin cele spirituale. Printr-o apropiere, printre altele, sistematică de Domnul, la cina Domnului. Nu neglijați cina Domnului. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Dar îndrăzniți că eu sunt cel ce am biruit lumea. În El e viața. Știți ce spune în Apocalipsa? Cel mort. Am fost mort, dar sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. El este biruitor. Știți ce înseamnă asta? Noi avem un mântuitor, dar viu, nu mort. Un mântuitor real, viu. Dar știți ce mai înseamnă asta? Că cei care îi aparțin trebuie să fie și ei vii, din punct de vedere spiritual. Să pulseze viața. Eu am venit ca oile mele să aibă viață. Și cum să o aibă? Din belșug. Doamne, dă-ne viață din belșug. El este viu, dar apoi încă ceva. El este biruitor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. El este biruitorul. Știți ce a spus Domnul Iisus? Din mâna Tatălui meu nimeni nu vă poate smulge. Noi suntem ascunși cu Hristos în Dumnezeu. Extraordinar ce chemare. Biruitori. Copiii lui Dumnezeu, ei trebuie să fie biruitori. Nu biruiți. Trântiți jos, dar nu omorâți, a spus Pavel. Biruință în viața aceasta. Doamne, dă-ne biruință și nouă. Și în ultimă instanță avem un Mântuitor care este stăpân. Eu sunt stăpânul. El e, în mâna Lui au fost date toate lucrurile. Domnul Iisus spunea printre altele, zice, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Biserica este a Lui. De aceea a rămas până în 2021, a rămas în picioare și va rămâne până când El hotărăște și vine după ea. Pentru că este a Lui și El este stăpânul și El este Dumnezeul nostru. Încheie aici și doresc încă o dată, Doamne, binecuvântă toată biserica. Am venit în Statele Unite într-o vizită scurtă, una din fiicele noastre, a treia, a născut cel de-al 12-lea copil în Detroit, în Biserica Betel, și am venit ca să fim alături de ei în perioada aceasta. Aduc salutul fraților de la Betel, din Arad. Ei au un salut, salutul este 2 Cronici, capitolul 15, versetul 7, în mod special. Și acolo spune așa, voi dar, frați din Elim, din Chicago, întăriți-vă și nu lăsați să vă slăbească mâinile, căci faptele voastre vor avea o răsplată. Noi dorim răsplata să fie deplină din partea Domnului oștirilor. Amin.